Într-o perioadă de mari încercări, să spun așa, și m-am tot întrebat ce aș putea să fac în așa fel încât să-mi înfrumusețez viața și să văd eu viața mai frumoasă și pe toți cei din jurul meu. Și răspunsul a venit așa foarte simplu din mine: încearcă să pictezi. De multe ori mă întreb de ce răspunsul n-a fost: încearcă să cânți la un instrument muzical, nu știu. Fiindcă la acel moment era clar că nu știu să desenez, dar culoarea cred că m-a atras și jocul culorilor. Și atunci am început așa să pictez peisaje,
flori. În momentul în care mi-a mai revenit, am lăsat și pictura deoparte și m-am dus către alte zone. Atunci am simțit să merg un pic pe partea spirituală, să mă ridic un pic și spiritual. Da, un îngeraș a venit către mine în 2017 și m-a îndrumat către un curs de desen de emisferă dreaptă și de pictură, mentorat de artistul Maia Rotaru. Așa că am început din martie 2017 să merg cu regularitate în fiecare săptămână la clubul, noi îl numim Atelierul de Fericire Psihartera, coordonat de Maia Rotaru. Acolo, după cursul de desen de emisferă dreaptă, mi-am dat seama că sunt talentată și că, de fapt, știu și să desenez. Și aici aș vrea să spun că sunt absolut convinsă că orice om are o sumedenie de talente ascunse în el, dar trebuie explorate și trebuie să găsești un moment în care să fii dispus să mergi pe drumul acela. Trecut am avut câteva lucrări expuse în galerie, cu două dintre ele galeria a participat anul acesta la o expoziție la Bruxelles de Ziua României și în 15 februarie am avut vernisajul la prima expoziție personală, se numește Jocul Trăirilor și lucrările sunt disponibile sau se pot vizualiza până în 15 martie. Poate că încă n-am un stil personal, deși către asta tind. Am încercat să îmi dovedesc mie că stăpânesc îmbin frumos desenul cu pictura și în multe dintre lucrările mele, cel puțin cele recente, îmi explorez cumva universul interior și încerc să aduc în pictură sentimente pe care le trăiesc sau amintiri de ale mele legate de anumite experiențe personale. Pentru mine fiecare moment în care pictez e un moment în care evadez într-un univers al frumosului. E un soi de terapie pentru mine și chiar m-aș bucura ca fiecare femeie să-și identifice o pasiune care să o ducă undeva într-o zonă frumoasă, într-o zonă în care poate să viseze, într-o zonă în care poate să evadeze, chiar dacă nu-i pictura. Dar sunt convinsă că, așa cum v-am spus, avem talente, trebuie doar să le descoperim și să muncim, să le finisăm, să le rafinăm. Am intitulat lucrarea aceasta Așteptându-l pe Dalí, fiindcă mi s-a părut o atitudine a femeii extrem de provocatoare, de îndrăzneață. De asemenea, mi s-a părut că pot să personific ziarul pe care îl ține în mâini și m-am gândit, din cauza că în ziar reiese cumva o figură masculină și primul meu gând a fost că seamănă cu Dalí, i-am zis, povestea acestei lucrări este unul din momentele de provocare ale galei care nu a încetat niciodată să-și surprindă bărbatul, să-l surprindă pe Dalí. Cred că în subconștient caut femeia din mine și caut să explorez feminitatea din mine și cred că o fac cu mult curaj și de multe ori caut răspunsuri prin lucrările mele la lucruri care mi s-au întâmplat, la experiențe de viață
și sunt fericită că, că am posibilitatea să le arăt lumii. Acum femeia romă, mie îmi place să cred că femeia romă este agentul schimbării în comunitate. Deci ea este cea care schimbă lucrurile, ea este cea care a trecut peste tradiționalismul acela că locul femeii este acasă, că ea trebuie să se ocupe numai de copii și de familie. Cred că ea a produs marea, sau ea este agentul schimbării, ea este cel care schimbă lucrurile în comunitate. Din 2002 am început să lucrez la Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Rom. Am fost, la început am fost facilitator, apoi am fost mentor pentru facilitatori, apoi asistent coordonator, apoi coordonator de proiecte, coordonator de programe. Am făcut un curs de instruire pentru instructori, am început și cursuri de instruire pentru liderii comunitari, în cadrul programelor de dezvoltare comunitară. Și ia ca așa, din proiect în proiect, au trecut atâția ani deja. Când m-am angajat la CRC, nu am crezut că o să rămân atâția ani. Am crezut că o să lucrez câțiva ani și o să fie o perioadă mai scurtă și după aceea o să, nu știu, o să fiu asistent social, o să mă ocup de altceva. Și uite că au trecut atâția ani și am rămas tot la CRC și tot lucrez tot cu comunitățile de romi. Dar, pe de altă parte, nici un pic nu a fost plictisitor. Poate și din cauza că am avut tot felul de alte roluri. De fiecare dată e o provocare. Totdeauna m-am centrat pe nevoile pe care le-am identificat. Te duci în comunitate și găsești o nevoie. Și încerci să te implici, să faci lucruri ca să rezolvi nevoia respectivă. Și după aceea se schimbă nevoia și atunci și pentru tine e o provocare ca să te pregătești, ca să poți să răspunzi la nevoia pe care ai identificat-o în comunitate. Prin 2000 eram într-un proiect al CRCR-ului, atunci apăruse ordonanța aia care pedepsea discriminarea. Și eram undeva prin comunitățile din, prin o comunitate din județul Mureș, nu știu chiar exact care. Și la un moment dat eram așa de obosită și m-am așezat pe o bancă. Și grupul cu care eram eu era undeva mai în depărtare. Și s-a așezat lângă mine o femeie și a început așa o discuție personală. M-a întrebat că de unde sunt, dacă am copii și am spus că am și o fetiță și mi-a spus că are doi băieți și că îi crește singură și poate din cauza asta s-a legat așa, s-a dezvoltat o relație între noi două și poate s-a deschis așa foarte tare. Și mi-a spus că era toamnă atunci și mi-a spus că nu lucrează nicăieri, nu are niciun fel de venit. Și că în vara aceea să pase în parte ceva pământ și avea ceva porumb în pod. Și până o să fie porumbul ăla, nu o să moară de foame, că are ce le da copiilor de mâncare, dar nu știe cum o să treacă iarna. Și așa de tare m-a atins atunci, mi-a atins sufletul, știi? Și așa am simțit așa o mare durere în suflet, cumva. Și
aproape că îmi venea să plâng, știi? Așa nu știu cum să exprim sentimentul ăla. Dar n-am plâns. N-am plâns pentru că cred că mi-era rușine sau că vreau să fiu, să arăt că sunt tare. Sau nu știu să definesc chiar de ce anume n-am plâns. Și sentimentul ăla pe care l-am simțit atunci sau l-am mai simțit și altă dată, de exemplu, când romii de pe coastei au venit aici în centru, era ceva eveniment și alături de români în costumele alea frumoase, în costumele alea tradiționale și-au prezentat ei dansurile și maghiari în costumele alea lor tradiționale roșii, așa frumoase, și romii cu costumele lor sărăcăcioase au încercat să aibă ceva tradițional așa și au dansat, dar au dansat așa de frumos, știi? Și atunci am avut sentimentul ăla că îmi venea așa să plâng de nu știu de ce, de bucurie, dar parcă și de durere cumva, nu știu cum să spun. Simțeam așa o, nu știu, și atunci și cu alte ocazii am mai avut sentimentul ăsta și am avut așa o chestie că parcă atunci am simțit sufletul ăla, am atins sufletul tradițional, știi? Sufletul ăla tradițional rom. Poate am fost pionul care a produs ceva. No, de la femeia aia pe care am întâlnit-o și până la, nu știu, copii, elevi bursieri care au terminat facultatea, au ajuns la facultăți străine, la masterate în Marea Britanie sau în America sau nu știu pe unde. Deci s-au schimbat lucrurile de la mici probleme pe care, sau mari probleme, că de fapt erau chiar probleme mari. Și nu știu dacă schimbările astea ni se datorează nouă. Cred că totuși, poate că și nouă. Thank you.
că atât am suferit cât am stat acolo și atât am tras și atât am plâns și eram ucegai pe perete. N-aveam unde să mă spăl, trebuia să scot copiii afară din casă, să fac baie, că doar numai băieți am. Și totdeauna îmi reproșau copiii mie și mă învinovățeau pe mine. Tu ești de vină, că tu ne-ai adus să stăm aici. Nu eu v-am adus, că primăria ne-a evacuat și ne-a mutat aici. Au fost momente când n-am mai vrut să lupt și m-am gândit, nu mai lupt, că oricum aici o să mor. Biserică avem, o să mai ne facem un cimitir și asta e. Dar copiii atâta mi-au reproșat și oarecum la un moment dat m-am simțit vinovată. Pentru că mi-au spus, uite, vezi unde ne obligi să trăim. Ce o să se aleagă de noi? Ce o să fie din noi? Și atunci lucrurile alea mi-au dat putere să mă duc mai departe. Dar nu-mi pare rău. Mutați în iarna anului 2010 la marginea orașului, în casele modulare de la Patarât, locuitorii din zona coastei nu au renunțat niciodată la lupta de a primi o nouă locuință în oraș, în Cluj-Napoca. Chiar dacă sunt persoane simple, fără studii de specialitate, au inițiat un grup de lucru, apoi au înființat un ONG care să lupte pentru drepturile lor. Au reușit să aducă în comunitate reprezentanța instituțiilor publice locale, secretari de stat, reprezentanța ai guvernului, ai Comisiei Europene, europarlamentari și împreună să pună bazele unui proiect care la finele anului 2017 să reușească să aducă înapoi în oraș un număr de 35 de familii. Bună ziua! Camila Jiga? Da. Cine este Claudia, lumea asta? Linda? Eu. Haideți un pic. Bună. Să rămână ceva de la acte, aveți și mă, trebuie să se mă haideți un pic. Cât de greu a fost ca să vă dea această locuință? Pot să zic că îți dau, a fost așa ca un noroc de la Dumnezeu, pot să-l numesc. A fost proiectul Pata Cluj și a fost finanțat de fonduri norvegiene. Asociația noastră, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei, la care este președinte doamna Greta Elena, a fost partener în acel proiect. În cadrul proiectului au fost 35 de locuințe, 12 în Apahida, 7 în Florești și restul 20 și ceva în Cluj-Napoca. Apartamentul acesta nu l-am ales eu, mi-a fost dat de către ADIZMC din cadrul proiectului Pata Cluj, deoarece familia mea e numeroasă, suntem 6 membri și e cel mai mare apartament din Cluj, din orașul Cluj. Celelalte familii au cu câte o cameră, bucătărie, cameră, living, bucătărie, deci cred că nu l-am ales eu, dar îmi place pentru că e cel mai potrivit pentru familia mea. Copiii mei au rămas la aceeași școală la care au fost, pentru că am decis că dacă a fost ruptura asta dintre comunitate, nu mai suntem în comunitate și ne-am mutat la bloc și până își fac prieteni noi, până se acomodează, am spus așa să nu-i despart și de colegii de clasă, pentru că atunci ar fi destul de greu pentru ei să-i mut la altă școală, alți colegi noi, măcar prietenii care au în momentul ăsta la școală să le rămână și plus prietenii care își fac aici în zonă. Aici, în zonă, sunt destul de puțin copii, pentru că aici, în blocul nostru, de exemplu, locuiesc mai mulți oameni în vârstă, dar se întâlnesc cu copiii de la celelalte blocuri în parc, se joacă fotbal, diferite jocuri. Bună ziua! Și care e consemnul? Să-mi sting felinarul bună seara și îl aprinse din nou. Dar de ce tocmai l-ai aprins din nou? Așa sună consemnul, spuse lampadiul. Nu pricep, zise micul prinț. Nu e nimic de priceput, spuse lampadiul. Consemnul e consemn. Bună ziua, și își strinse felinarul, apoi se șterse pe frunte cu o batistă. Băiatul meu mare e pe clasa 9 acum, are camera lui singur, nu mai trebuie să doarmă cu încă 2-3 persoane în pat, cu ceilalți frați.
ceilalți copii de 8 ani, de 9 ani și de 12 ani împărțesc o cameră, amândoi, și în cealaltă cameră stau eu cu soțul meu și băiatul mai mic de 2 ani. Cu cine stai tu în casă, de fapt? Cu mame, ce cu tate, ce cu mame. Da? Și unde te joci tu cel mai mult? Unde îți place să stai cel mai mult? La casa nouă. Fiindcă avem parc, ne putem juca, avem spațiu mai mult, am camera mea, am 4 frățiori, Marco, Toni și Clau. Și pe mine. În sfârșit a venit și ziua când pot să spun că sunt fericită și nu mai locuiesc în Patarât. M-am mutat, am primit acest apartament cu 3 camere, bucătărie, baie, nu mai stăm înghesuiți, avem parte de toate facilitățile, să zic așa, societății și de toate condițiile, avem căldură din plin, nu mai suferim de frig, baia nu mai trebuie să o împărțim cu alte familii, baia noastră, copiii au camera lor unde să se joace, au o cameră unde să-și facă temele. Sunt foarte emoționată pentru că sunt fericită. De 4 luni simt că am renăscut din nou și cred că toată lumea care a rămas acolo în Patarât merită să fie mutați de acolo și să nu trăiască nimeni în asemenea condiții. Sunt foarte fericită. Acum plâng de fericire. Altădată plângeam că eram supărată și năcăjită. Nu se compară. Nu se compară condițiile, nu se compară traiul, nu se compară liniștea de care ai parte, nu tu certuri, nu tu probleme, nu tu nimica. Salus politicos, vecinii sunt ok, n-am avut probleme cu niciun vecin până acum. Toată lumea m-a primit cu drag, domnul președinte, am avut o discuție cu dânsul, a fost la noi în casă. M-a întrebat că unde am locuit înainte, am spus că am locuit în Patarât, domnule. Dar nu e nicio problemă, doamnă, că doar toți suntem oameni, în fond și la urma urmei. Am o relație bună cu toți vecinii, cu doamna administrator. Îs fericită, n-am nicio problemă. Atâta vreme cât trăiești, ești sănătos și ai libertatea să faci ce vrei, poți reuși orice îți propui. Dacă renunți prea ușor, înseamnă că nu vei realiza nimic semnificativ în viață. Orice merită cu adevărat va necesita un efort considerabil. Trebuie să muncești pentru a obține satisfacția dorită. Nimic nu ți se va întinde pe tavă. Nu îi lua în considerare pe cei care încearcă să te împiedice să îți realizezi obiectivele. Tu deții controlul și ai puterea. Acestea erau îndemnurile pe care Linda Greta le-a dat locuitorilor din Patarât. Prin faptul că nu a renunțat, chiar când lupta a fost foarte grea, i-a inspirat și pe ceilalți oameni din jurul său.